Bună seara, Andreea Perju. Văd niște lambriuri în spate, ceva lemn de brad, de stejar, dar nu vă aud. Nu ne auzi? Acum. Bună acum seara. Ne auzi? La noi ziceam că la noi e cu veselie. Păi astăzi e Ziua Mondială a Fericirii, știți? Habar da? N-aveam, dar încercăm să ținem sus pozitivitatea și vibrația, că e foarte important. Ne-am vorba aia în fericire. Nu, dar e foarte important e în foarte momentele important, da. Astea ca oamenii să fie pozitivi și să nu devină anxioși. Da, tocmai de aceea mai vorbim unii cu alții, ne mai spunem grijile, ne mai ridicăm unii pe ceilalți. Andreea este alături de fete și de ce doar alături de fete și unde este jumătate, o să aflăm imediat cum restabilim legătura video. Unde ați fugit fetelor? Am fugit nepremeditat. Am zis că plecăm două zile la țară. Așa. Ne vezi? Ne și, vezi. Și s-au făcut 10. Așa și într-un final mi-am dat seama că lucrurile escaladează foarte repede și am hotărât împreună cu soțul meu eu să rămân cu cele mici aici, chiar dacă nu ne e foarte simplu, că până una alta suntem despărțiți și incompleți, dar și știți ce a fost cel mai greu? Că nu... neștiind că voi rămâne aici, n-am reușit să le pregătesc pe fetițe, știi? Și atunci, ia uite, cine casă? Cum adică n-ai reușit să le faci decât să un bagaj foarte... Că uite, vom pleca okay. Și o vreme, uh-huh. Vom sta despărțiți și nu o să-l mai vedem pe tati, știi? Uh-huh. Și atunci a fost destul de complicat în primele zile, pentru că tot mă întrebau, da tati când vine, da pe tati când îl vedem, da pe tati de ce îl vedem doar pe FaceTime. Însă acum am înțeles exact ce se întâmplă și cred că e foarte important ca fiecare dintre noi să ia această decizie, dacă poate, și să stea acasă, undeva, pentru că așa îi susținem și pe cei care nu pot să stea în casă. Voi sunteți într-o cabană de munte în momentul ăsta sau... De pădure. De pădure, scuze, fii mea. Într-o cabană de pădure. De pădure. Mamă, dă-mi un share location, că dacă nu vine tati, vin eu. Da, îți dai seama că dacă noi acum am hotărât să nu vină nici tati, încercăm să gândim responsabil, știi? Am înțeles. Nu, eu doar ziceam că dacă mai e... Sunt vreo 2-3 zile cum a fost ziua asta în București, exact pe păduri mă duc și eu. Am înțeles. Nu știm cum a fost ziua în București, pentru că nefiind acolo, sinceră să fiu, nu stau foarte mult pe știri ziua, pentru că ar însemna să mă încarcă destul foarte de negativ tot ce văd. Foarte știi? Bine faci. Și cred că cel mai important este să, ți-am zis, să fim noi responsabili. Habar n-am. Poate oamenii ăștia care apărăm la televizor, să-i facem și pe oamenii de acasă să înțeleagă cât e de important chiar să stea în casă și să se izoleze și să nu creadă că dacă a venit primăvara, virusul acesta nu există, pentru că suntem în plină pandemie și nu cred că ne dorim să ajungem în situația în care este în momentul de față Italia. 627 de morți astăzi în Italia, cea mai mare cifră. Iartă-mă, nu știu, aud fetele? Da, bine, fetele, acum. Da. Dar, na, e o situație care se întâmplă la nivel global și este o realitate. Asta e realitatea pe care eu mi-aduc aminte. Câți ani are cea mare? 10. Eu aveam 9 ani la Revoluție, când am fost luat de părinți de acasă, din oraș, și dus brusc, zice, acum vii, am luat autobuzul, m-au dus la bunici, la țară, și au mai venit peste o săptămână. Și exact astea erau veștile pe care le auzeam, nu știam când se va termina, noroc atunci n-a durat mult, adică totul s-a terminat în 10 zile, maxim. N-a durat mult, dar să știi că și eu mi-aduc aminte, deși aveam 5 ani, am multe flash-uri din perioada aceea și nu sunt neapărat pozitive. Deloc. Știu, dar trebuie să ne asumăm că și copiii noștri o să le aibă
pe acestea din această perioadă, inclusiv statul ăsta în casă, care, iertați-mă, dar nu este sănătos pentru dezvoltarea emoțională a copilului, dar n-avem ce să facem altceva. Nu există... adică omului nu-i mai este dat de ales în perioada asta. Așa este, norocos în cei care au curte și pot să iasă în propria curte și să ia aer. Da, voi aveți pădurice pe acolo, avem o curticică? Avem o curte unde fetele pot să iasă să se recreeze. Autorecreeze, da. Exact, am reușit să montăm și un cort în care ele se joacă toată ziua. Ce tare! Da, pentru că spre norocul lor și al meu, cumva, nu suntem doar noi trei, sunt și cu prietena mea și cu fetițele ei. Și atunci de asta am și hotărât să ne izolăm. Așa trebuie. Deci sunteți de fapt o grădiniță, sigur, o grupă mai restrânsă. Da, două mame, patru copii. Aoleu, ce trebuie să fie acolo. Povestiți-ne. Spune. La început, în primele zile, recunosc că mi-a fost destul de greu, dar acum îți mărturisesc că încep să descoper lucruri pe care real nu le făceam în perioada recent trecută. Uh-huh. Pentru că munceam foarte mult, alergam foarte mult, eram în 1000 de părți. Reușim să ne vedem? Ne vedem. Ne vedem. Așa, și acum fac lucruri pe care acasă nu reușeam să le fac niciodată. Povestește-mi câteva lucruri pe care le-ai câștigat, dincolo de toate pierderile, că toată lumea a avut de pierdut în săptămâna asta. În primul rând am reușit să mă reconectez la mine și la gândurile mele. În al doilea rând, am reușit să gătesc pentru fetițe, lucru pe care acasă nu-l fac, că n-am când. Da, a descoperit că gătește foarte bine! Nu spune, deci la 10 ani, o fetiță descoperă despre mânica ei faptul că e o bună gospodină. Ceva de genul ăsta. Am învățat să... Știi că îmi dau seama că viața era pe repede înainte și acum cumva se așează altfel lucrurile în mine, deși nu mi-e ușor cu asta, știi? Și sper din suflet să trecem cu bine peste momentul acesta și să treacă cât mai repede. Și iar foarte important este să nu mai luăm în seamă decât informațiile oficiale, pentru că mă uitam și pe rețelele de socializare că circulă tot felul de inepții și oamenii își încarcă creierii cu așa ceva și se sperie foarte tare și intră într-un soi de disperare. Da, asta legat de oameni, dar astăzi documentul care a speriat toată lumea era un document cu antetul Guvernului României, a unei instituții publice. Și a scăpat chiar dintr-o instituție publică. Adică, da, ok, înțeleg că fake news înseamnă pușcărie, dar vreau să văd măsurile astea, să fie și pedepsiți oamenii ăștia. Te rog. Eu am primit și eu documentul acela, îți mărturisesc. L-a primit toată România într-o jumătate de oră, da. L-am primit și nu știu de ce, dar n-am crezut în el. Adică am spus dinainte să primesc inclusiv declarația oficială, cum că e un draft și nu se pune problema să fie un document oficial, că nu... Adică, dacă reușim să rămânem un pic pe picioarele noastre, ne putem da seama dacă un document este oficial sau nu. Da. Așa oricine poate să pună orice, oricând, la orice oră. Știi? Dar cred că, nu știu, domnul Raed Arafat, de exemplu, când a fost să iasă pe posturi, a ieșit pe posturi și a explicat foarte bine niște lucruri și nu cred că dacă acest act ar fi fost oficial, ar fi reușit să scape așa cum s-a întâmplat și să circule cu o viteză amețitoare pe toate rețelele de socializare. Hai să ne întoarcem la fete. Vreau să-mi spună care sunt jocurile preferate de când v-ați retras la munte. Ne jucăm de
Hai. Curaj. Azi au făcut brățări, de exemplu. Brățări, tare. Da. Se joacă, s-au plimbat cu trotinetele, s-au plimbat cu bicicletele, s-au jucat Monopoly, au făcut teme. Stai, trebuie să precizăm, fetele sunt izolate undeva la munte, la pădure. Deci asta cu plimbatul cu bicicletele, cu trotinetele, să nu sară acum lumea, Andreea Perju e inconștient. Știu, dar trebuie să lumea e foarte sensibilă în această perioadă și trebuie tot timpul să precizăm. Mulțumesc, Mihai, că da. pentru tine am făcut, adică nu. Deci îți mulțumesc foarte. Da, pentru că nu-mi dau seama, dar eu am spus că sunt într-un spațiu îngrădit unde nu suntem decât noi și atât, nu intră, nu iese nimeni de aici. Sunt doar cu ele și ți-am zis, norocul nostru este că reușesc să le las să iasă afară în fiecare zi și să tragă aer curat în fiecare. Ce face tati? Cât de dor ne e de tati, fetelor? Nu cred. Nu mi-e dor de tati foarte mult. Foarte mult. Dar da. Nu-l convins să vină și el la munte? Păi, dar nu-l mai lasă mami. Nu-l mai lasă... Oh, cred că-i convine status vouul ăsta lui mami. Nu e vorba de asta. Să știi că chiar nu mi-e ușor, dar am încercat să ne... Tu știi că noi suntem noi doi. Și am încercat să ne împărțim cumva responsabilitățile și asta n-a fost o decizie pe care am luat-o de capul meu. Am luat-o sfătuindu-mă și cu tati, în prealabil. Am înțeles. Păi, suntem familie, Mihai. E un comitet de urgență în fiecare familie în perioada asta. Se întrunește comitetul, ia măsurile și toată lumea trebuie să se supună. Da. Tu ai 4 fete acasă. El are doar 3 deocamdată. Da. Bine, vă mulțumesc mult de tot. Stați, pentru că sigure, în siguranță sunteți. Stați liniștite. E mult mai bine acolo. Deși să știi că și în București se respiră aer de munte de câteva zile. Poate că era nevoie ca planeta să respire un pic și să o lăsăm să se regenereze. Știu, dar puteam să facem altfel lucrul ăsta. Nu trebuia să... Ne închidem toți în casă. Ce să facem acum? Dacă cu vorba bună nu se poate, poate cu forța. Uite, puteam să facem, de exemplu, o săptămână n-avem voie să pornim mașinile. Știi, să ne fi dat cineva de ales. Băi, dacă o săptămână n-aveți voie să porniți mașinile, v-ați descurca? Că dacă nu vă descurcați, vă închid în casă. Da, dacă nu vă descurcați, vă dau drumul la corona. Exact. Și ce am fi ales? Eu aș fi ales să nu merg cu mașina o săptămână. Normal, toată lumea ar fi ales, dar vezi? Când nu ți se dă de ales, ce să faci? Ia uite, stai că-ți face cu mâna prietena ta. Prietena mea, am crezut că m-a uitat prietena mea. Am pierdut semnalul, stai un pic. Să știi că suntem separați, dar împreună. Deci nu, suntem exact. Doar la distanță, dar nu distanți, prietena mea. Da. Bine, vă pup, vă îmbrățișez. Pupă fetele. Mulțumim, să rămână. Bye.